Bună, sunt Cătălina. Astăzi o să vă arăt o brățară frumoasă, elegantă, finuță. Cu siguranță o să vreți să vă faceți măcar două, trei, să le purtați împreună, pentru că arată tare, tare, tare drăguț. Pentru această brățară o să avem nevoie de mărcele Super Duo sau Twin. Acestea sunt, au două găuri, au forma asta de bob de orez. Două găurele. Deci le găsiți atât ca Super Duo, dar și Twin. Sunt făcute de firme diferite. Mărgele de nisip, preferat Toho, 11x0, 15x0 și mărgeluțe de 4 mm. Eu am ales cristale Swarovski de 4 mm. Dar puteți alege și alte mărgeluțe de genul semiprețioase, să fie de 4 mm sau perluțe de 4 mm. Și începem să lucrăm. Bineînțeles, avem nevoie de un ac pentru mărcele și fir transparent. Am ales mărimea 0,2 pentru că o să avem destulă tensiune în brățară și avem nevoie de un fir mai grosuț. Pentru început vom lua o astfel de mărgeluță Super Duo. O tragem până la mijlocul firului, în felul acesta. O vom fixa la mijlocul firului. Deci trecem. Am trecut odată într-o parte și acum în cealaltă parte. Efectiv o coasem pe fir. Felul acesta va arăta. Acum mă întorc iarăși din prima găurică. Va fi așa ceva. Acum iarăși trec pe aici ca să o fixez foarte bine, să nu mi-alunece deloc pe fir. Am uitat să precizez, lungimea firului acesta este de aproximativ 3 metri, 3 metri și jumătate. Vom lucra cu un singur fir ca să nu mai fie nevoie să înnădim pe parcurs, pe parcursul brățării. Dacă vi se pare greu să lucrați cu un fir lung, puteți să începeți cu un fir mai scurt și pe parcurs, pe măsură ce se va termina firul, adăugați. Bun. Ideea este următoarea. Începem cu mărcică Super Duo, una de 11, un Super Duo, 11 și vom face în felul acesta până când ajungem la lungimea dorită. Imediat vă arăt. Așa trebuie să arate. Și continuăm. Până când o să ajungem, brățara aceasta se trage pe mână. Deci dimensiunea pe care ne-o dorim este aceasta. Brățara să fie, să se potrivească acolo unde mâna este mai groasă. Și continuăm să luăm mărcele, un Super Duo, un nisip de 11, un Super Duo, un nisip de 11. De exemplu, pentru mine, mărimea este undeva la 60 de Super Duo. Important, foarte, foarte important la acest model este să avem număr par de mărcele Super Duo, pentru că altfel nu ne iese modelul. Și continuăm. În acest fel. Nu vrea. Nu o să vrea. Puteți să le numărați pe parcurs, puteți să numărați la sfârșit, cum vă este mai ușor. Eu, de exemplu, acum m-am luat cu vorba și n-am numărat. Dar numărăm îndată. Facem pe
perac. Una, 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 una. Ia uitați ce frumos arată. Combinația de culori vă alegeți dumneavoastră. Hei, a fugit. Această brățară nu e musai să fie făcută de tras pe mână. Poate fi făcută și cu închizătoare. Caz în care nu o să o mai faceți la fel de lungă. O să scădeți cam un centimetru, un centimetru și jumătate unde vă veți pune închizătoarea. Mai avem de treabă. Cam așa arată până acum. Este o brățară foarte ușor de lucrat. Model repetitiv. Puteți să o faceți împreună cu fetița sau băiatul, de ce nu? Ia uitați ce frumos arată. O să arate și mai frumos pe parcurs. Tot timpul să fiți atenți, să vedeți exact cu care este ultima mărgică, să nu care cumva să greșiți. Bine, se poate repara, nu e problemă, dar mai bine să nu avem probleme. E nevoie de răbdare, relaxare. Și gând bun. Ia că începe să arate brățară. Mai avem nevoie de mărgeluțe. Acest albastru, azur, e tare frumos. Merge și pentru vară, la mare. Merge și acum pe iarnă, că e un ger. Mare. În kit găsiți tot ce vă trebuie pentru această brățară. Nu? Aproape, aproape. Mai trebuie. Am să le număr la sfârșit, că nu am fost atentă. Că nu le-am numărat, că atent am fost, dar nu le-am numărat. Și nu știu câte mărgeluțe am. Când am făcut brățara asta împreună cu copiii, am numărat împreună. Cred asta sigur nu greșesc. Că ei sunt foarte atenți și vigilenți. Ia să vedem cum stăm. Deja. Ia uitați, mai am puțin doar. Ele nu vor sta așa. Împrăștiate. Atenție la aceste mărgele. Pentru că, uitați, asta, de exemplu, aici, e blocată. Și, în momentul în care mă întorc cu modelul brățării, acolo voi avea un pic de treabă, mai multă. Așa că ori o dați deoparte, ori o forțați un pic pe partea cealaltă.
Legați cu acu. Și ia, gata. E bună. Nu aruncăm nimic. Totul folosim. Ok. E pe aproape. E pe aproape. Măsurăm într-una. În așa fel, încât să nu fie nevoie să stricăm dacă punem prea multe. Dacă sunt prea puține, la final mai putem adăuga. De luat mai greu. Ca de obicei. De pus mai punem. De luat. Ne cam chinuim un pic. Bun. Ia uite că e cam gata. Ia priviți. Cam așa. Deci mie trebuie să-mi intre pe mână. Da? Să nu fie nici prea largă, nici prea strâmtă. Uitați. Și intră. Nu intră ușor, dar nici nu iese ușor. Cred că am nevoie de 2-3. Cred că e momentul și să le număr. Că n-am făcut acest lucru. Am 59. Nu-i bun. Mai luăm una. 60. Super. Dacă faceți varianta cu închizătoare, aici, când am ajuns la capăt, veți pune un nisip de 11 și trecem așa cu acul. Ok? Pentru că de această mărcică de 11 vom prinde ulterior închizătoarea. Dar pentru că noi facem brățara de tras pe mână, în momentul acesta mă întorc prin ultimul super duo și trag firul de ață. Încerc să fie cât mai stabil, cât mai fix cu putință. Iar acum, pasul următor este ca între fiecare super duo, la fel ca în partea cealaltă, să pun câte un nisip de 11. Aceste mărceluțe se cheamă seed bead în engleză. De la nisip. Mărceluțe de nisip, de 11. De preferat este să fie toho sau miyuki. Să fie mărcele japoneze pentru că au mărime constantă. Sunt și acele mărcele de nisip, dar la care dimensiunea diferă și atunci nu mai iese modelul la fel de uniform și de frumos. Mie aici eu am făcut cum fac eu de obicei. Am pus mai multe mărgeluțe deodată, dar vă arăt și cum trebuie făcut la început. Îmi cer scuze. Pentru asta, ia uitați. E o scăriță. O scăriță frumușică. Deci, luăm un 11, trecem, tragem firul, dar pentru că eu sunt omul practic, iată-ți, așa trebuie să iasă. Și facem până ajungem în celălalt capăt. Ne revedem! Salut!